Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Frați și surori, stimați oaspeți, vă salutăm în numele Domnului și suntem bucuroși pentru harul oferit de Dumnezeu să fim împreună și să ne închinăm. În această dimineață, familia Ivan, fratele Cornel și sora Irina au adus-o pe Diana, al doilea lor copil, să fie binecuvântat prin rugăciune de Dumnezeu. Pe băncile acestea trecem pe rând, la botez, binecuvântare sau căsătorie, și în această dimineață sunt ei alături de rude, de prieteni, de familie și vrem să le spunem bun venit. Frate Cornel, sora Irina, mulțumim lui Dumnezeu că v-a binecuvântat din nou, oferindu-vă încă un copilaș. Dar împreună cu bucuria de a avea încă un copil și de data aceasta o fetiță, căreia i-ați pus un nume frumos, primiți și responsabilitatea să-l creșteți și să-l educați, pentru că atunci când va fi adultă, să-l cunoască pe Domnul. Până atunci aveți câțiva ani, acum par mulți, atunci vor părea puțini. Când privim în viitor, viitorul pare lung. Când privim în trecut, trecutul este cât un lat de palmă. Ieri parcă eram copilași și iată-ne astăzi părinți sau bunici. Scumpă Biserica Domnului, stimată familie Ivan, de fapt stimate familie Ivan, în această dimineață aș vrea să predic din Evanghelia Domnului nostru un cuvânt care să se potrivească la sărbătoarea de binecuvântare pe care o aveți în familia dumneavoastră. Un cuvânt care să vă rămână și dacă va mai fi vreme când Diana se va face mare să-l asculte. Am intitulat predica aceasta Proprietarul, administratorul și copilul. Originea omului și a tuturor lucrurilor existente în univers este Dumnezeu. Rolul învățăturii din Biblie este să creeze principii, caracter și deprinderi sănătoase, nu doar slujbe și ceremonii. Vreau să afirm în această dimineață, pe baza cuvântului pe care l-am citit din 1 Samuel, capitolul 1, că Dumnezeu este proprietarul copilului. El este și proprietarul părinților. Observați că această femeie, deși era o femeie sănătoasă, era o femeie normală, nu a putut să nască, era sterilă. Și atunci, unde să meargă? A mers în templu, locul unde oamenii își varsă necazul înaintea Domnului. Observați că nici măcar preotul n-a înțeles-o, pentru că comportamentul ei era nepotrivit pentru tipicul vremii. Femeia aceasta se ruga diferit de modul în care oamenii se rugau atunci. Noi oamenii avem tipare comportamentale și cine nu le împlinește întocmai după cum credem noi că e cel mai bine, noi îi judecăm și drept consecință îi criticăm pe oamenii aceia în inima noastră, uneori făcându-ne foarte vinovați înaintea Domnului. Așa s-a întâmplat și cu robul Domnului, preotul Eli, când a criticat-o pe această femeie, o femeie care a venit înaintea Domnului să plângă și plângând să ceară. Cui l-a cerut pe copil? I l-a cerut lui Dumnezeu. De ce i l-a cerut lui Dumnezeu? Pentru că numai Dumnezeu poate să dea un copil unei familii. Dumnezeu este proprietarul copilului. Frate Cornel, sora Irina, este foarte important să țineți minte lucrul acesta. Pentru că în momentul în care haina pe care o porți este a ta, faci ce vrei cu ea. În momentul în care ai împrumutat-o și trebuie să o duci înapoi, nu mai faci ce vrei cu ea. Știind că nefiind a ta, o duci înapoi și nu o poți duce într-o stare rea, că râde omul de tine, cel puțin râde, făcându-i o impresie neplăcută. Copilul acela este al lui Dumnezeu, Dumnezeu este proprietarul. Dumneavoastră aveți calitatea să administrați creșterea și educația acestui copil și în perioada cât va sta în familia dumneavoastră, până când va deveni adultă și dacă va mai fi timp să se căsătorească și prin căsătorie să plece la casa ei, în perioada aceasta aveți responsabilitatea să-i administrați viața. Să-i administrați viața după porunca stăpânului, care este și stăpânul ei și stăpânul dumneavoastră. Aș vrea să citesc din Biblie 1 Samuel, capitolul 1, versetul 27. Pentru copilul acesta mă rugam și Dumnezeu a ascultat rugăciunea pe care i-am făcut-o. Sau să citesc Geneza 33:5. Esau, ridicându-și ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceștia? Iacov a răspuns, sunt copiii pe care mi-a dat Domnul. Domnul dă copii.
Dumnezeu dă de copii pentru că El este proprietarul copilului pe care îl dă. Este proprietarul părintelui căruia îl dă. Dumnezeu este proprietarul oamenilor și al părinților și al copilului. Și un copil trebuie să-și asculte părinții și un părinte trebuie să-și crească și să-și educe copilul, ambii având înțelegerea că sunt proprietatea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este stăpânul fiecăruia dintre ei. Iată, fiii sunt o moștenire de la cine? De la Domnul. Domnul este proprietarul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de cine? Dată de El. Domnul este proprietarul copilului. În căruciorul acela, în cutiuța aceea, aveți proprietatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a crezut că sunteți în stare să primiți acest copil și să-l creșteți, dar și să-l educați. Să-l formați pentru viață, dar nu atât de mult pentru pământ, cât pentru cer. Misiunea vă este grea. Aveți experiență de la primul copil, care acum este mare și vă bucurați de el. Dragii mei, țineți minte, aveți acolo un copil care vine de la Dumnezeu și este proprietatea lui. Într-o zi Dumnezeu îl va lua din familie și îl va pune alături de altcineva prin căsătorie, dacă va mai fi timp. Dar până atunci vă este în casă să-i administrați viața, să-l învățați, să-l educați, să-l creșteți, pentru că este misiunea pe care o primiți de la Domnul. În al doilea rând, pe lângă faptul că Dumnezeu este proprietarul copilului, părinții sunt responsabili de educația și de creșterea copilului. Aș vrea să vă aduc aminte din Biblie câteva responsabilități pe care le au părinții atunci când primesc un copil. În primul rând, au responsabilitatea să se roage pentru copilul lor, să se roage pentru binele lor spiritual, în primul rând. Avram a zis lui Dumnezeu să trăiască Ismael înaintea ta. A fost o rugăciune. Geneza 17:18. Sau spunea David, dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile tale, să păzească învățăturile tale, să păzească legile tale, să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care eu am pregătit materiale de construcție. Iată dar că acești doi oameni s-au rugat pentru copiilor să le fie copiii credincioși și folosiți în servirea Domnului. Aveți responsabilitatea să vă rugați pentru copilul acesta și trebuie să vă rugați în fiecare zi pentru ea. Trebuie să aveți în vedere în rugăciune binele ei spiritual. Acum ea nu are o viață spirituală, fiindcă nu este în stare de o viață spirituală. Tocmai de aceea nu trebuie botezat, pentru că nu este în stare să gândească și să ia decizii personale. De aceea dumneavoastră trebuie să vă rugați Domnului ca viitorul ei, zilele care vor urma, să fie sub protecția Domnului. Aveți responsabilitatea să vă rugați pentru ea și în primul rând pentru binele ei spiritual. Dar aveți responsabilitatea să vă rugați pentru ca să fie feriți de ispită. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema pe fiii săi și îi sfințea. Se scula dis de dimineață, aducea pentru fiecare câte o ardere de tot, că își zicea Iov, poate copiii mei au păcătuit înaintea Domnului, și se ruga pentru ei. Nu știți ce fac copiii la școală, nu știți ce gândesc, ce simt, nu știți la ce se uită, la televizor, la computer, rugați-vă pentru ei. Spunea Iisus, eu mă sfințesc pentru ei, sfințiți-vă pentru ei. Și când se vor face mari și vor avea capacitatea intelectuală, emoțională, spirituală necesară, ei înșiși vor trebui să se sfințească. Apoi, trebuie să vă rugați pentru copii atunci când sunt bolnavi. Cuvântul Domnului spune în 2 Samuel, capitolul 12, versetul 16, David s-a rugat Domnului pentru copil și a postit. A postit și a te ruga nu este subiect de predică. Nu este un obicei al Bisericii Betania. A posti și a te ruga este o atitudine normală pentru un creștin, după cum este normal pentru un om să respire. O viață creștină normală implică rugăciune și post. Este imposibil să fii copilul Domnului și să nu postești. Este imposibil. O viață spirituală fără post nu este o viață spirituală. O viață spirituală fără rugăciune nu este o viață spirituală. Persoanele care nu postesc și care nu se roagă și totuși vin la biserică au o viață religioasă. Dar relația cu Dumnezeu stă în a discuta cu Dumnezeu, în a vorbi cu Dumnezeu. Și cum poți face asta decât rugându-te, decât citind Biblia și decât postind? Acestea nu sunt manifestări fanatice și nici de extremă, sunt absolut normale pentru niște creștini normali.
În al doilea rând, părinții au responsabilitatea să iubească pe copii. Pavel îi spune lui Tit în capitolul 2, versetul 4, să învețe femeile mai în vârstă, pe femeile mai tinere, să-și iubească bărbații și pe cine? Pe copii. Stimate surori care sunteți mai în vârstă, eu nu știu dacă ați făcut asta până acum sau nu, însă Dumnezeu vă poruncește acest lucru. Învățați femeile mai tinere să-și iubească bărbații, nu să-i bârfească, nu să discute despre defectele lor, ci să-i iubească, să-i iubească pe bărbați și să-i iubească pe copii. Învățați-le, este responsabilitatea dumneavoastră. Îmi veți spune, este și a ta, știu, dar este și a dumneavoastră. Pentru că fiind femeie și fiind mai în vârstă, aveți respectul celor mai tinere. Și fiind femeie, știți cum să abordați o femeie mai tânără. Lucrul acesta este puțin mai complicat pentru un bărbat. Uitați-vă la vestimentația fetelor, la cele din fanfară, la cele din cor, la cele care vin aici să cânte, la worship sau cântări solo și duet. Uitați-vă la lucrul acesta. E mai bine să vă uitați dumneavoastră decât păstorii. E mai înțelept. Și când se termină slujba, vorbiți-i cu gingășie, ca la copilul dumneavoastră. Și spuneți-i așa, draga mea, nu te supăra. Știți ce să-i spuneți? Biblia spune, femeile mai în vârstă, învățați-le pe cele mai tinere. Dacă nu faceți asta, îmi permite să întreb de ce? Și cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește o fără de lege, un păcat. Nu vreau să pun poveri, vreau doar să spun care e povara Domnului. Pocăința e o povară, slujirea este o povară, a fi în mâna lui Dumnezeu este o povară. Înseamnă uneori să te neglijezi pe tine și să te expui pe tine. Știți câți dușmani îți poți face încercând să corectezi lucrurile pe care Dumnezeu te cheamă să le corectezi? Nu vă chem să păstoriți biserica, vă chem să vă faceți datoria de femei în vârstă, învățându-le pe femeile tinere, cu privire la vestimentație, cu privire la anumite comportamente, cu privire la multe și la multe alte lucruri. Pentru că mai ușor vorbesc 50 către 500 decât 1 către 500. Pavel a știut ce spune când a fost inspirat de Domnul. Să spui, mai bine îmi văd de treabă, știi ce spui de fapt, mai bine nu-L ascult pe Dumnezeu. Părinții, în al treilea rând, au responsabilitatea să învețe pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Domnul în Deuteronom 4:9, nu mai ia bine seama asupra ta. Fiți atenți ce imperative folosește Dumnezeu aici. Fii atent, ia seama bine, veghează cu luarea minte. Observați niște cuvinte care au caracter de poruncă. Să spui copiilor tăi lucrurile pe care le-ai văzut și să le faci de cunoscut. Deuteronom 11:9. Să învățați pe copiii voștri să vorbiți despre lucrurile astea acasă, în călătorie, când te culci și când te scoli. Vreau să vă întreb, când ne sculăm despre ce vorbim? Despre timpul probabil. Când ne culcăm despre ce vorbim? Despre serialul de la televizor. Așa spune Biblia, cartea cu care venim în subțioară. Când te culci, vorbește din Biblie. Când te trezești, vorbește din Biblie. Este fanatism? Nu, e normalitate. Voi ce părere aveți despre asta? Părinții au responsabilitatea, în al patrulea rând, să-și crească copiii în Domnul. În Domnul să se căsătorească, în Domnul să trăiască, în Domnul să slujească, în Domnul să ierte, în Domnul să iubească și în Domnul să-și crească copiii. În Matei capitolul 19 se vorbește despre rugăciunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru niște copii. I-au adus părinții. Domnul nu a verificat, nu a selectat maturitatea sau spiritualitatea părinților. Domnul s-a rugat și ne spune nu numai pentru copii să ne rugăm, să ne rugăm pentru vrăjmași. Când ne rugăm nu există limite, rugați-vă pentru toți oamenii. Rugăciunea e harul Domnului, nu-i monopolul meu, nici al păstorilor, nici al bisericii, nici al organizației noastre. Rugăciunea este mila Domnului, e harul Domnului, să o lăsăm să curgă. Să o lăsăm să meargă în inimile oamenilor, în familiile lor, în casele lor, să le aline durerile, să le împlinească nevoile, să-i crească, să-i împrospăteze. Noi suntem chemați să înlesnim lucrarea Domnului, nu să o oprim.
Deuteronom 31, să strângi poporul, femei, bărbați, copii și pe străini să-i strângi care sunt în cetatea ta. De ce? Să audă și ei legile Domnului și să le predici. Și pe străini să-i chemi. Să nu fii selectiv când e vorba de nevoi fundamentale. Când e vorba de cafea, dă-i doar prietenului. Când e vorba de apă, dă la toată lumea. Că fără cafea omul trăiește, dar fără apă moare. Când e vorba de mântuirea sufletului, spune tuturor că toți au dreptul să fie mântuiți, și negru și alb, și sărac și bogat, și cu cetățenie și cu green card și la negru. Părinții au responsabilitatea să învețe pe copii cum trebuie să-L cunoască pe Domnul și să-L urmeze. Învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când se va face mare, nu se va abate de la ea, Proverbe 22:6. Și voi, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie și creșteți-i în învățătura Domnului. Părinții au responsabilitatea să le spună copiilor despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Adică experiențele care s-au adunat în viața mea de adult cu Dumnezeu. Am obligația să le spun copiilor mei, pentru că aceste experiențe, datorită relației de încredere între mine și copil, vor avea pentru copil o semnificație mai mare decât au mărturiile pe care le spun niște străini la amvon. Copilul nostru poate nu-l crede pe străinul acela, e un necunoscut, a venit azi în adunare pentru prima oară, sau e fratele cu tare. Dar când tatălui spune ce i s-a întâmplat, datorită relației de tată-fiu sau tată-fică, are mai multă încredere în ce spune tata și crede și pune la inimă și se bucură, puțin devine și pentru el personală experiența tatălui lui, datorită relației de familie, de paternitate. Povestiți copiilor nu numai câte goluri ați dat la fotbal, în copilărie sau în tinerețe. Nu numai ce alte exemple să mai dau. Povestiți copiilor despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Așa ne învață Biblia. Și cartea aceasta ar trebui să creeze principii, caracter și deprinderi. Evident, trebuie să discutăm cu copiii toate lucrurile și inclusiv despre exemplele pe care le aminteam mai devreme cu caracter negativ. Dar ceea ce trebuie să fie fundamental este învățarea lucrurilor spirituale. Asta nu înseamnă că celelalte sunt rele. Nu, am vrut să spun că sunt pe locul 2, nu că-s rele. Apoi, părinții au responsabilitatea să spună copiilor despre judecățile lui Dumnezeu. Dragostea aceasta abundentă, care ne fiind pusă în balanță cu dreptatea, este ieftină, va crea copiii responsabili, că oricum Dumnezeu iartă. Este adevărat, Dumnezeu oricum iartă dacă te pocăiești. Dar noi trebuie să le spunem copiilor și despre judecățile lui Dumnezeu. Te-a atins vreodată Domnul cu nuiaua? De ce nu-i spui copilului că Dumnezeu atinge cu nuiaua? După cum noi, ca și tați, atingem cu nuiaua, pentru că vrem să-i scoatem sufletul din groapă și Dumnezeu face la fel, ca să nu ne pierdem mintea, să nu ne îngânfăm, să nu ni se pară că suntem ultra privilegiați, suntem ultra spiritual, Dumnezeu ne atinge, pe unul într-un fel, pe altul în altul, dar Dumnezeu ne ține în echilibru. Pentru că un copil pe care nu-l atinge nuiaua niciodată va fi un copil nefericit. Când spun nuia, nu mă refer în sine la băț, ci mă refer la o formă de disciplinare, la o formă de corectare, la o formă de mustrare. Fiecare în familie, după copil, după părinte, după circumstanță. Părinții au responsabilitatea să facă de cunoscut judecățile Domnului. Spune Biblia în Ioel 1:3, povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească copiilor lor și ei să povestească neamului celălalt de oameni. Este porunca Domnului. Părinții au responsabilitatea să-și binecuvinteze copiii. Biblia spune, a binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit până acum de când m-am născut, să te binecuvinteze. Evrei 11:20, prin credință a dat Isaac lui Iacov și lui Esau binecuvântarea. Binecuvântați-vă copiii, puneți-vă mâna pe ei și spuneți-i, Dumnezeu să te binecuvinteze. Binecuvântați-l când e treaz, binecuvântați-l când doarme. Treceți prin dormitorul lui, puneți-vă mâna pe trupul lui și spune, Tată din ceruri pe care eu te slujesc și cu care am umblat astăzi, binecuvintează în copilul pe care mi l-ai dat. Așa face un om care este conștient în mod real că trăiește cu Dumnezeu. Apoi, părinții au responsabilitatea să poruncească copiilor să-L asculte pe Domnul.
Deuteronom 32:4-6. Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care astăzi vă jur să le porunciți copiilor voștri. Vă imaginați expresia aceasta? Vă jur să porunciți aceste cuvinte copiilor voștri, spunea omul lui Dumnezeu. Este o obligație, este un mandat obligatoriu. Sau 1 Cronici 28:9. Și tu, fiul meu Solomon, cunoaște pe Dumnezeul pe care eu l-am cunoscut, slujește-l cu toată inima și să fii binevoitor, căci Domnul cercetează inimile, pătrunde gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă îl vei părăsi, și el te va lepăda. Iată, dar, o învățătură echilibrată. Dacă îl vei căuta, îl vei găsi. Dacă îl vei părăsi, și el te va părăsi. Acesta este echilibrul Evangheliei. Nu toată ziua cu bățul, dar nici toată ziua cu lasă că Domnul-i bun. E adevărat că Domnul-i bun, dar asta nu-i desfințează dreptatea. Apoi, părinții au responsabilitatea să arate milă copiilor lor. Domnul folosește acest exemplu și în Psalmul 103, versetul 13, spune: cum se îndură un tată de copiii lui, cum are un tată milă de fiul lui, așa am eu, Domnul, de voi. Domnul folosește dragostea dintre tată și fiu ca să o ia drept exemplu pentru el în relația cu poporul său. Trebuie să avem milă față de copiii noștri. Uneori este complicat, mai ales atunci când suntem nemulțumiți de copiii noștri. Mamele nu au așa mare problemă cu asta, dar tații uneori au problemă. Tații au probleme, tații-s mai aspri, tații-s bărbați și-s bărbați, mai bărbați cu băieții decât cu fetele. Și toți știm de ce. Tații au tendința să fie foarte aspri cu băieții și să fie aspru nu-i rău. Dar asprimea implică milă și Dumnezeu e aspru, dar are milă. Dumnezeu nu-i slab, Dumnezeu e aspru, dar e și bun. Dumnezeu n-are o față. Dumnezeu este infinit. El e bun, e drept, e milos, e sfânt, e glorios, e infinit, e în miliarde de feluri. Părinții au responsabilitatea să le poarte de grijă copiilor lor. Sunt și părinți care nu-și asumă responsabilitatea aceasta pe deplin. Desigur, sunt excepții și probabil că nu sunt dintre creștini. Ascultați cuvântul Domnului, Iov 42, versetul 15. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Uite că tata s-a îngrijit de fiică sa și s-a îngrijit și de fiul său. 2 Corinteni 12:14. Părinții sunt datori să agonisească, adică să strângă bunuri materiale pentru copii, nu invers. E adevărat, sunt cazuri și cazuri, dar regula este aceasta, însă regula are excepție. Noi nu predicăm excepții, acelea sunt voia Domnului. Sau Pavel spune lui Timotei în capitolul 5, versetul 8 din prima scrisoare: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și a ajuns mai rău decât un necredincios. Uneori avem probleme cu lucrul ăsta în adunare. Să știți că este foarte complicat să împarți ajutor fraților, pentru că în general bătrânii au nevoie de ajutor. Ei sunt mai bolnavi, ei sunt mai singuri, ei au probleme de sănătate, ei sunt mai neputincioși să mai câștige bani. Uitați ce spune Biblia. Ascultați această poruncă, o mai citesc încă o dată. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Frați și surori, încercați să purtați de grijă părinților dumneavoastră care sunt în vârstă. Și mai ales dacă sunt văduvi sau văduve, Biblia spune: văduvele, dacă au copii, să se îngrijească de ele, să nu fie împovărată biserica cu ele și biserica să ajute pe văduvele acelea care n-au niciun suport din altă parte. Este real în Biblie ce am spus? Da. E real în realitate? Nu este. Vedeți Evanghelia aceasta cum lămurește lucrurile? Părinții au responsabilitatea să-i conducă pe copii. În 1 Timotei, capitolul 3, versetele 4 și 12, Biblia spune să îi învețe pe copii să-și chivernisească casa și să-i țină în supunere, să-și cârmuiască familia și să-i cârmuiască pe copii. A cârmui înseamnă a conduce, cârmuiesc mașina, cârmuiesc barca, cârmuiesc ceva ce conduc. Biblia spune să-ți cârmuiești copilul.
Nu să te cârmuiască El pe tine. Și te mai și lauzi cu asta. Apoi, părinții au responsabilitatea să-i mustre pe copii. Acesta este un subiect neplăcut pentru lumea occidentală, pentru că psihologia care a influențat relațiile paterne și materne din familie au demontat atitudinea de corijare, de îndreptare, de mustrare și de pedepsire a părintelui. Cel puțin în țara aceasta și în multe altele, n-ai voie să-l atingi pe copil, trebuie să-l lași drept în pace. Ce le pasă psihologilor că ni se duc copiii în rai sau în iad? Ei nu cred nici într-una, nici în alta. Ce le pasă psihologilor că la bătrânețe uită copiii de noi? Nu interesează pe ei. Oricum lor li se va întâmpla asta, de ce să nu se întâmple și nouă? Biblia spune următorul lucru. Părintele care cruță nuiaua își urăște copilul, dar cine îl iubește îl pedepsește. Fiți atenți, îndată, îndată, adică atunci, dacă copilului îi spui asta nu-i voie și făcând lucrul acela și nu-l pedepsești, el înțelege că ai glumit și că-i voie, că dacă nu era voie. Polițistul ce-ai zice dacă ți-ar spune nu-i voie să treci pe roșu și când treci nu-ți face nimic? Ar mai fi interzis să treci pe roșu? Nu, că dacă era interzis îți dătea amendă. Ce te face să nu treci pe roșu? Culoarea roșie sau amenda? Dar fii sincer, te rog. Zice Ieremia, ce bine știi să-ți aranjezi apele când ai interes. Fraților, noi nu suntem buni când nu ne pedepsim copiii, suntem slabi. Și când se vor face mari, o să avem probleme și o să conștientizăm că e adevărat. Pedepsește-ți fiul, că tot mai este nădejde, dar să nu vrei să-l omori, să vrei doar să-l pedepsești. Proverbe 19:18. Nu cruța copilul de mustrare, că dacă îl vei lovi cu nuiaua, să fii liniștit, că nu va muri. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare, adică bucurie. Pedepsește-l, mustră-l, învață-l, ține-te de el. Și așa făcând, când se va face mare, uneori vei da din cap. Copiii produc multă amărăciune părinților uneori. Și Biblia spune în Proverbe 10:1, un fiu înțelept este bucuria tatălui lui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Observați, dacă copilul e bun, se bucură tata, dacă e copilul rău, se întristează mama. Nu spun eu asta, Biblia spune. Dacă copilul e bun, tata se bucură. Dacă copilul e rău, mama se întristează. Aș vrea să citesc încă un verset. Părinții, să nu întărâtați pe copiii la mânie. Și eu, ca și dumneavoastră, ani de zile m-am tot gândit și încă mai mă gândesc ce înseamnă asta, să nu-i întărâți la mânie. Să nu-i pedepsești, să nu-i muștri, să-i lași în pace. Ce înseamnă să nu-i întărâți la mânie? De 3 ori este scris în Biblie lucrul ăsta. Cel puțin Pavel spune lucrul ăsta. O altă traducere spune să nu țineți într-una cu cearta și cu cicăleala. Pentru că în felul acesta veți trezi mânie și resentimente în copil. Căruia dintre noi i-ar place cineva să stea după el toată ziua și numai negativ să-i spună? Și numai de defectele lui să-i vorbească? Căruia dintre noi nu-i face bine să mai auzi și următoarele cuvinte? Bravo! Astăzi da. Te înviorezi! Părinții au responsabilitatea să verifice anturajul copilului. Avram, fiind bătrân, l-a trimis pe Eliezer și a spus să te duci într-un anumit anturaj să iei nevastă pentru fiul meu. Și fiul lui a făcut la fel. Aș vrea să închei spunând în al treilea rând cum trebuie părinții să-și crească și să-și educe copilul. Spun lucrul acesta pentru că există o concepție seculară unde adevărul Bibliei este redus la nivel de opinie personală și există o concepție biblică unde adevărul lui Dumnezeu devine normă de viață. Copiii trebuie învățați câteva lucruri de bază. 1. Originea lor glorioasă. Omul are o origine glorioasă. Noi nu venim din cercopitec și din alt soi de maimuță.
Noi venim din Dumnezeu, originea noastră este glorioasă. În al doilea rând, căderea omului este dezastroasă, este complicată, copiii trebuie să știe asta. În al treilea rând, natura omului căzut este păcătoasă. În al patrulea rând, planul lui Dumnezeu este pentru mântuire, nu pentru pedepsire. În al cincilea rând, intenția lui Dumnezeu este pentru familie, pentru relații sănătoase între soți și între părinți și copii. În al șaselea rând, cerințele lui Dumnezeu de la părinți și, desigur, și de la copii. Și în ultimul rând, binecuvântarea lui Dumnezeu promisă și perspectiva slavei lui Dumnezeu pentru familie. Adevărul lui Dumnezeu este universal. Aș vrea în această dimineață să închei spunându-vă că atunci când copiii sunt mici, datorită lipsei de experiență, nu-ți dai seama ce vei simți când se vor face mari. Eu sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră alături de mine, care avem copii mari, în inima noastră, dacă am lua-o încă o dată de la început, anumite lucruri le-am face diferit. Pentru că nu există părinte perfect. Niciodată nu ai suficient timp cu copiii. Când am avut copiii mici, am tot predicat altora în adunare, cum predic și acum. Și am spus, trebuie să avem timp cu copiii și am încercat cât am putut să am timp. Acum îmi dau seama că trebuia să am de 20 de ori mai mult timp. Niciodată nu iubești suficient, niciodată nu te joci cu ei suficient, niciodată nu petreci suficient timp cu ei, niciodată, pentru că responsabilitățile la vârsta asta, încerci să faci bani, să faci o căsuță, să le aduci pâine acasă, să ai un rost în viață că se uită peste gar la vecinul că mănâncă banane și trebuie să aibă și el banana. Ei, lucrurile acestea uneori ne dezechilibrează și nu vedem decât casa, mașina și carsitul, dar cei în carsit nu mai vedem. Și aceasta este o foarte mare pagubă. Frate Cornel, sora Irina, este proprietatea lui Dumnezeu și dumneavoastră sunteți parteneri, colaboratori cu Dumnezeu ca să faceți din copilul acesta un sfânt. Dumneavoastră făcându-vă partea prin educație, crescându-l, iar Dumnezeu făcându-și partea prin binecuvântarea care îi va umple sufletul și vă va umple casa în continuare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.